Un om a murit, iar altul este în stare gravă după ce un camion a intrat în plin în participanții la parada LGBT din Florida. Șoferul a fost reținut de polițiști, încă nu se știe ce anume l-a determinat să recurgă la acest gest. Un eveniment care avea să aducă bucurie participanților s-a sfârșit tragic după ce șoferul unui camion a intrat în plin în mulțimea care se pregătea să participe la un marș de susținere a comunității LGBT. What we saw it was a terrorist attack on the LGBT community. This is disgusting. We will not stand for this. This is not going to happen in my city or any city. Șoferul care a produs accidentul a fost reținut, iar autoritățile investighează acum cazul. Până în acest moment, motivele atacului nu sunt clare. Un astfel de marș a avut loc și la Varșovia, capitala Poloniei. Mii de oameni au ieșit în străzi pentru a susține drepturile comunității LGBT și pentru a pune capăt discriminărilor prin care aceștia trec zi de zi. Czasami jedna wypowiedź polityka w mediach publicznych sprawia, że następnego dnia do takiej organizacji jak moja, do innych organizacji, które wspierają osoby nieheteronormatywne, natychmiast przychodzą pobici na ulicy. Natychmiast ktoś traci pracę. To się dzieje od tak. To jest wręcz instrukcja wykluczenia i nienawiści. Deși se pare că mai e cale lungă până la o acceptare deplină a egalității și a drepturilor comunității LGBT de către oameni, se fac deja pași importanți în sensul acesta. Marea Britanie a aprobat o nouă lege prin care, de acum înainte, membrii acestei comunități vor putea dona sânge după 10 de ani în care acest lucru a fost practic imposibil. Această decizie a fost luată deoarece în Marea Britanie, din cauza luptei cu pandemia și cu noua variantă Delta, există nevoie urgentă de donatori de sânge.